Ion Cristoiu, fostul informator al securității ceaușiste și sluga dictatorilor sângeroși Saddam Hussein și Slobodan Milošević și, în prezent, propagandistul numărul 1 din România lui Vladimir Putin, recent declarat drept criminal de război de către Congresul American, ne-a dezvăluit, în cele din urmă, de ce țarul de la Kremlin consideră Ucraina drept un stat nazist. Te auzi de un batalion Azov, asta este un batalion de neonaziști. Până acum, ucrainenii n-au recunoscut, dar a fost ieri un comunicat al batalionului Azov, considerat de ruși neonaziști, naționaliști, care apără stradă cu stradă, s-a ajuns în centru. Переможним ходом твердий світ, незламні вкрані, бо плач не дав нікому ще свободи. Așadar, datorită celor 900 de membri ucrainieni ultranaționaliști ai batalionului Azov, care au adoptat un logo de tip neonazist, Putin îi consideră drept naziști pe toți cei 44 de milioane de cetățeni ucrainieni, iar cu ocazia apariției sale pe un stadion din Moscova, prilejuită de aniversarea anexării Crimeei în 2014, a putut fi văzută următoarea lozincă: Zamir bez nazisma, pentru o lume fără nazism. Batalionul Azov oferă Rusiei pretextul de a distruge total orașul Mariupol, pe care îl apără, inclusiv de a măcelări populația civilă. Mariupolul este un port cheie. El, dacă este cucerit de rușii, e cucerit și dacă aduc rușii toată armata lor. Ceea ce propagandistul rusofil ne ascunde este faptul că batalionul naționalist cu simpatii neonaziste Azov a fost înființat în 2014 în urma anexării Crimeei și Donbasului de către Rusia și a primit botezul focului în cursul operațiunii pentru recucerirea orașului Mariupol. Dacă rușii nu ar fi atacat Ucraina, nu ar fi existat nicio unitate militară ucrainiană ultranaționalistă. Rusofilul român ne ascunde de asemenea existența în Rusia a unui partid neonazist, Unitatea Națională a Rusiei, fondat în 1990, care a adoptat svastica drept simbol și a fost interzis în 1999. Omul Moscovei de asemenea nu suflă niciun cuvânt despre grupul Wagner, armata privată de mercenari a lui Putin, care acționează în Orientul Mijlociu, Africa de Nord, de Est și de Vest și America Latină, prezent de asemenea în Ucraina cu misiunea de a-l asasina de președintele Volodymyr Zelensky. Iată mărturisirile deosebit de revelatoare ale unui fost membru al grupului Wagner, capturat de ucrainieni. I am Pustovetov Dmitry Valerievich, born in 1984, December 8. At the moment a soldier of military unit 71-718. I am serving under contract as a squad leader of the intelligence department. I have also served in the Wagner private military company that flew me to Syria to perform tasks there. I am here on the orders of my commanders, who initially told us that the civilian population will meet us here with a smile on their faces, and our task is to free the population from the Nazis on the Ukrainian territory. I saw nothing like that here. I can only say this, but we were told that everything is so bad here that the civilian population is suffering from local authorities. All of it's not true. În plus, Rusia a trimis în Ucraina și mercenari musulmani ceceni și urmărește să recruteze de asemenea 40.000 de sirieni pentru a lupta împotriva batalionului Azov.